a ieșit din nou băiatul săptămânii, Ionuț a primit dreptul de a avea o sesiune live pe Facebook, ceilalți fiind martori taciți ai avantajului. Eu nu ți-ai încredere în tine și pune doar ce simți dacă îți place o fată să poartă de bani. Asta și vreau să fac doar ce simt, nu vreau să fac cuplu doar așa. Am avut momente când am simțit, nu a mers, acum încerc să simt din nou. Vă mulțumesc mult dacă voi așa vedeți. Ionuț, Liviu, singurul tău prieten este Ionuț. Agresiv, nu mai știu ce. Știi? Da, așa e, sunt și fii atent la Bogdan și Liviu. Marian, fii atent la Bogdan. Bă, gata, atât ce zic. Vă mulțumesc din suflet, v-am simțit exact ca cum mi-ați fi fost din familia mea. Dar se pare că live-ul nu a fost până la urmă doar al lui Ionuț, căci miile de mesaje primite îi vizau și pe ceilalți băieți. Da, păi era pro și contra o grămadă. Nu-i rău, indiferent, pro și contra e bine, da, nu contează. Nu contează. Cât ai, cât, da, cât e plin acolo, e bine. Hai, mă gândeam și eu. Dar cele mai multe au fost de mine și de Liviu. Mai multe e cât de Ionuț. Cele mai multe. Să fie oare acesta un avantaj? Greu de spus, în condițiile în care mesajele nu erau tocmai de bine. Iar eu sunt regele bârfitorilor. Eu mă duc și la tine și la tine și vă bârfesc, iau. Nu, nu ne bârfești, tu ne mârlici. Da, așa au zis. Așa au zis. Eu nu te simt așa și nu te-am simțit niciodată așa. Dar nu vă răutățile către tine, nu le înțeleg. De ce să nu le fac? Nu le înțeleg că tu n-ai făcut nimic. Dar nu există, mă, fiecare avem... A, sau că n-am făcut nici noi nimic. Nu poți să crezi așa ceva că te, că te susține toată lumea. Dar noi trebuie să ne gândim că aici noi asta trebuie să facem. Nu poate să te placă toată lumea. Să fie oameni care zic pro și contra, n-ai cum, mă. După părerea tuturor, a primi mesaje e un lucru bun, însă conținutul acestora pare să-i fi pus pe gânduri. Alin își dădea și el cu părerea. Că să nu mai necăjesc pe mama, că mă vede dansând cu Adelina și cu necăjesc. Apoi acum, mă, știi ceva, lasă, frate, dacă te simți bine, îți dansezi și ea dansează. Rău cu Adelina că ne-am înțeles bine, bine, adică am avut o apropiere. Da, da, normal, normal, dar nu, oamenii nu înțeleg, știi? Se vede. Ai zis că nu vrei, nu, nu mai vrei relații, dar se vede altfel de afară și de asta nu m-am dat capul, n-am ce să... Nu știu, bă, eu cât... zic, frate, faci ce vrei, ce simți și cu asta, mă, asta. Cât poți să vrei să, cât să vrei să împarci, să împarci pe toată lumea, nu reușești. Niciodată, nu. E ca la nuntă. Ca la o nuntă, exact. Unul tot timpul o să se plângă, ba de mâncare, ba de muzică, ba de aranjamente, ba de locație. Poate să fie cea mai top. Nu contează. Deci nu contează, n-ai nu cum. Poți. Exact ca la nuntă. N-ai cum să împaci pe toată lumea. Dar pe lângă analogiile paradoxale, Alin mai avea parte de câteva păreri obiective din partea lui Marian. Venim pregătit cum ar veni, că o să primesc hate. Păi nu te-ai așteptat, poate nu ai avut contact cu lumea înainte să fie măcar un pic ceva cât de cât, știi? Nu, da, am fost pregătit pentru că eu știam am primit că mult hate și înainte pentru că am început așa dintr-o dată. Bun, cu niște chestii, știi? Și o deranjat cumva unul altul, știi? Bineînțeles, de mult, eu nu te pot să abține. Și mai dădea ieșit înapoi și el de bea șapte omul să dai înapoi. Dar îi dai la... Eu... Ironic aș da. Nu să mai fac chestia asta, pentru că dacă faci tu, ești cumva văzut și cât vezi, Doamne, bine, rău, ești văzut cumva, n-ai important să îl predici cu chestii din astea și pe cine nu merită. Trecând peste aceste păreri, din amalgamul de mesaje primite, se decupau și câteva concluzii aproape victorioase. Live-ul ăsta m-a bucurat, așa că eu am crezut că am dezamăgit foarte multă lume și cumva am dezamăgit, dar nu m-au părăsit și am credere încă, știi, și am timp să le arăt că mai sunt două. Până la urmă nu ești aici ca să demonstrezi nimic din nu, nu, dar am niște oameni dacă au încredere în tine și acordă încrederea lor, cumva dacă simți că e dezamăgit, te doare, frate, că zici, bă, au avut încredere în mine. Demonstrezi prin felul tău, dar fii în continuare aici. Că și Maria m-a acuzat atunci că... Ai fost violent? Nu, că ce-mi pasă mie așa de mult de oameni de afară, oameni de afară contează așa pentru mine. Am explicat, nu, dacă ne dezamăgești și în viața reală, când nu ești în mine, simt că te-am dezamăgit și mă doare. Da, așa e. Nu poți să placi tuturor. Nu există om pe lumea asta care să placă tuturor. Eu am susținut că noi suntem mai vocali, mai vorbim, dar Ionuț este foarte atent. Nu vrea, chiar nu vrea să deranjeze pe nimeni și se abține foarte mult când poate ar avea ceva de spus. Dar și când spune. Și el mai spune, da. Și nu înțeleg, n-am înțeles de ce oamenii l-au privit cu răutate. Unii îl privesc cu răutate.
pentru că el e un om foarte bun. Nu comentăm lucrurile astea. Există oameni și oameni, nu despre asta e vorba. E, trebuie să vă, eu v-am spus, ți-am spus și ieri. Odată ce apăreți, odată ce deveniți cunoscuți, trebuie să vă asumați și niște lucruri care nu vă convin. Așa este, li se întâmplă tuturor. Nici cea mai tare vedete de pe lumea asta, nu știu, că sunt multe, nu are doar fani. Tot timpul există ceva de rău de spus despre oricine. Și nu am avut multe mai ales mesaje de hate, nu mi s-a părut. Era normal să am și acolo câteva persoane care să nu mă placă, nu există să te placă toată lumea. Da, ești șeful casei oricum. Aș vrea să îți iei mai în serios rolul acesta de șeful casei și să-i pui la treabă, apropo de remarca mea de ieri, cu vasele, cu curățenia, că înțeleg că și mamele sunt nemulțumite că nu e curat în casa băieților. Da? Te rog, este în fișa postului la tine. Eu am mai încercat să propun să facem nu, cumva nu, nu, asta. Nu, e dar... cu facem, nu că propunem. Da, băieți? Noi deja am început să facem. Mă bucur, felicitări, vă dau câte o coroniță la final de sezon tuturor.